Moment istoric la Kiev. Joe Biden a fost astăzi în Ucraina. El s-a întâlnit cu Volodymyr Zelensky și a anunțat un pachet de asistență în valoare de jumătate de miliard de dolari. Deși a durat doar câteva ore, vizita lui Biden la Kiev a fost ținută în mare secret, din motive de securitate. Cei doi lideri s-au plimbat prin centrul orașului, în timp ce sirenele de raid aerian răsunau în toată Ucraina. More importantly, how are the children? Amazing to see. Însoțită de câțiva consilieri și o armată întreagă de bodyguards, Joe Biden a ajuns la Kiev în jurul orei 10 după o călătorie cu trenul din Polonia. El a fost întâmpinat la Palatul Prezidențial de către Volodymyr Zelensky și soția sa, făcând schimb de amabilități. Ulterior, cei doi lideri s-au plimbat prin centrul orașului, au vizitat Catedrala Metropolitană și au adus un omagiu victimilor Euromaidanului. Totul s-a întâmplat sub vuietele de sirene după ce alarmele antiaeriene s-au declanșat în toată Ucraina. În scurta plimbare prin centrul capitalei, Biden a vizitat și placa cu numele său instalată pe Aleea Curajului. La reședința prezidențială, cei doi lideri au avut o întrevedere tete-a-tete, după care au susținut o conferință de presă comună. Președintele SUA a purtat o cravată în culorile Ucrainei, albastru și galben, cu prilejul vizitei sale la Kiev, de altfel prima de la începutul războiului în țara vecină. Biden a anunțat un ajutor suplimentar în valoare de 500 de milioane de dolari, dar și noi sancțiuni împotriva Rusiei. And just today, that announcement includes artillery ammunition for HIMARS and howitzers, more javelins, anti-armor systems, air surveillance radars to help protect Ukrainian people from aerial bombardments. Later this week, we will announce additional sanctions against elites and companies that are trying to evade sanctions and backfill Russia's war machine. Joe Biden a vorbit de asemenea despre rezistența poporului ucrainean și despre eșecul lui Putin în contextul în care Rusia își planificase să cucerească Kievul în 3 zile. We know that there'll be very difficult days and weeks and years ahead. But Russia's aim was to wipe Ukraine off the map. Putin's war of conquest is failing. Russia's military has lost half its territory it once occupied. And that's how long we're going to be with you, Mr. President, for as long as it takes. We'll do it. Thank you. La rândul său, Volodymyr Zelensky a declarat că a vorbit cu Joe Biden despre arme moderne, dar și despre rachete cu rază lungă de acțiune. Це була розмова, яка дійсно наближає нашу спільну перемогу в цій війні. Ми можемо і маємо зробити так, щоб цей рік, 23-й, став роком перемоги. Я хочу підкреслити, ця неспровокована і злочинна російська війна проти України, всієї Європи та демократичного світу має завершитись очищенням всієї української землі від окупації Росії та твердими гарантіями довготривалої безпеки як нашої держави, так усієї Європи і всього світу. Vizita lui Biden la Kiev a fost ținută în mare secret din motive de securitate. Chiar în această dimineață, Casa Albă a infirmat că președintele american vizitează Ucraina. Relatările din presa internațională spun de asemenea că Biden a plecat de la Washington fără preaviz, după ce el și soția sa Jill au luat o cină în oraș la un restaurant sâmbătă seara. De asemenea, avioane militare NATO au supravegheat de dimineață spațiul aerian de la granița dintre Ucraina și Polonia. Vizita liderului de la Casa Albă are loc în contextul în care, în câteva zile, se împlinește un an de la începutul invaziei ruse. Ultima dată, cei doi șefi de state s-au întâlnit în luna decembrie, atunci când Zelensky a mers la Washington.